Bun găsit! În emisiunea de astăzi vă propun să pășim împreună în lumea fermecată a păpușilor populare. Cu ajutorul creatoarei Adriana Fritz vom afla povestea lor, dar și arta confecționării acestora. Păpușile populare reflectă viața și spiritualitatea satului. Este de părere creatoarea de păpuși handmade Adriana Fritz. În atelierul său sunt expuse 10 de exemplare întruchipate în basmul popular românesc. Fiecare personaj este lucrat cu mare atenție și inspirat din fapte reale. A fost îndrăgostită de păpuși de mică, încă de atunci învață arta acestui meșteșug. Între timp, ocupația a cucerit-o și a devenit unica și adevărata sa pasiune. De unde pasiunea pentru această artă? Cum a luat, de fapt, nașterea? Pasiunea pentru micile jucării păpuși în miniatură? E o poveste lungă, de la bunica mea. De la bunica mea, Niculina, ce avea în mână, trebuia să iasă ceva. Orice avea și dintr-o oață, o oață mică, ea trebuia să scoată o păpușică, să facă ea ceva. Și eram foarte atentă, foarte atentă eram la ea, tot ce făcea. Mă învăța să croșetez, mă învăța să lucrez la andrele. Și asta la ce vârstă mai exact? Păi m-a crescut de mică. Erați la școală? Eram și la școală, și la grădiniță, și după terminarea studiilor, iar la fel, ea în tot timpul îmi găsea să-mi dea câte ceva de făcut. Și la ce vârstă ați început efectiv să le lucrați cu mânuța dumneavoastră la momentul respectiv? Aveam vreo 46, 47, 48. Ba nu, 48 am acum. Dar în copilărie? În copilărie le făceam de la 12-14 ani. Atunci știam să mâni mai bine acu. Croșeta mai... Îmi vine câte o idee de povești, de capra cu trezi, de exemplu, de scufița roșie. Vă inspirați din poveștile copilăriei. Exact, da, da. Vă mai aduceți aminte exact care a fost prima păpușică? Prima păpușică, vă spun imediat, am făcut doi bătrâni. Micul stând pe o bancă. El, ceva de genul întărcându-se de la pești, avea o undiță în spate și bătrânii avea un coșuleț cu alune. Dar micuți, așa, în miniatură, foarte mici am făcut. Și ce s-a întâmplat cu ea? Ați vândut-o? Sunt primele care le-am făcut și le păstrez ca amintire și acum. Odată ce ați crescut, ați început să faceți lucrări mult mai variate, să aveți succes, să le comercializați? Da, da. Am comercializat și aici în țară, în Austria foarte mult, la târgurile de Crăciun. Merg în Strasburg, în Villach. În Klagenfurt merg, iar la fel, și se vinde foarte mult. Deci, vă spun... Cât de receptivi sunt străinii? Deci, a văzut-o, a luat-o, nici nu discută. I-a plăcut, a cumpărat păpușa. Și la ce prețuri le vindeți? Am avut, de exemplu, o saniuță cu 6 păpușele, sania cu surcălei, cum îi spuneam eu așa. În Austria am dat-o la 50 de euro. Cam la 50, 50-60 de euro. Dacă am avut și un ren, iar la fel, la un 60 de euro am dat-o, sigur. Deci nici n-a stat să întrebe, nici mi-a plăcut, am luat-o, cât costă, a scos banul, mi-a plătit-o și a fost tot ok. Dar aici, în România? Aici, în România, am încercat ceva la Târgul de Crăciun de sărbători, s-a dat câte ceva, dar nu ca în Austria. Și bănuiesc că la prețuri mult mai mici. La prețuri, logic, la prețuri mult mai mici, da, da, da. Am dat perechea, de exemplu, la 100 de lei, moșu și baba. La 100 de lei. Am făcut tot așa niște brăduți așa din conuri de brat, iar la fel cu instalație, cu scorțișoară, cu păia, tot la fel, tot cu 100 de lei s-au luat aici în țară, s-au dat. Au mers bine. Ce personaje mai exact au succes? Moșu și baba. Cei bătrâni? Da. Sunt mai expresivi, probabil. Sunt mai expresivi, exact, și eu mă gândesc că cei care îl cumpără și aduc aminte de bunici. Da, și devin nostalgici. Exact, da, da.
Spuneți-mi, practic, cât timp vă ia să realizați o păpușică? Cât de greu este? E foarte greu, între 10 și 12 ore lucrez la una păpușă. 12 ore, da, plus, da, că începe să o șopictați. Exact, exact. Durează uscarea, durează cusutul, durează formarea feței, a mâinilor, a picioarelor. Îmi ia foarte mult timp la bocăncei, că nu le fac pantofiori așa de pudichis. Bocanci cum era pe timpuri, cu cuișoare. Cât mai real. Exact, exact. Vreau să scot. La băbuțe, de exemplu, hăinuțele la băbuțe nu le-am tras niciodată la mașină, le-am cusut cu apă. De ce? Pentru că în 1800 bunicile nu aveau mașină de cusut atunci. Toată lumea lucra cu apă, împungea cu apă. Dacă era fusta neagră, nu avea poate ață neagră, o cusea cu ață roșie, dar să fie cusută. Exact așa, asta e procedura mea. Dumneavoastră păstrați exact forma originală. Deci exact forma originală. Prima păpușă cu care s-a jucat a fost confecționată de bunica ei. Nu știe de ce nu se găseau atunci astfel de jucării, dar este ferm convinsă că a fost extrem de atașată de acea păpușă lucrată manual. Adriana este un om creativ și a găsit soluția potrivită să iasă din rutină. Și dacă tot vorbim de creație și confecționare, artista ne face și o mică demonstrație. Avem nevoie de sârmă, după cum se vede. Acum mai formăm capul. Măi, au ieșit mâinile. Formăm corpul. Format corpul, picioarele. Acum se aplică vată pe mână. Care o legăm cu un pic de ață, să rămână stabilă pe partea, pe sârmă. Mai tăiem o bucățică de vată. Îi băgăm și mâna, formăm și mâna a doua. Care urmează picioarele. Acum mai formăm corpul. Tot prin vată. Formăm gâtul, îi așezăm gâtul tot așa cu foarte puțină vată, nu așa multă, pentru că după aceea este prea cu ușă și arată păpușa urât. Da. Acum mai formăm și capul. Trebuie o bucățică de fașe și un pic să-i formăm capul. Perfect. Perfect. Fașe. Corpul. Poate folosi și pânză albă. Și cu pânză albă se poate lucra și cu fașe.
cu o pânză mai ros, spre exemplu, iar la fel se poate lucra. Să-i scoatem puțin o burtică. Așa îl cheamă ologul după aceea. Perfect. Se prinde cu acul. După aceea îi formăm ochii, gura și nasul. Acum îi formăm nasul. Și acum îi se dă stratul de culoare. După cum se vede, să facem un pic de roz, că așa ne e tenul, uman. Lăsăm să se usuce. Ar fi cam de azi pe mâine. După aceea se lucrează, se pictăm ochii, să-i fățișeara ochii, nasul, gura. Să-mi scoatem puțin curiduri. Să zicem că aici lucrăm la un bătrânel. Un bătrânel care l-am văzut pe la Piața Sudului când vindea usturoi. Și mi-a rămas în cap. Și acum încerc să-l scot. Am vopsit. Lăsăm să se usuce. Îi facem îmbrăcămintea între timp. Acum am terminat, l-am îmbrăcat. Este exact bătrânelul de la Piața Sudului. Avea un coș de nuiele în mână și în el avea usturoi. Uitați. Intenționați cumva să vă lărgiți gama de produse, personaje noi, eventual și animale? Da. Da? Da. Ce anume? De exemplu, am în plan acum, aș vrea să fac domnitorul Alexandru Ion Cuza, cu Moșion Rată și cu Boieru. Vreau să mai fac Întoarcerea soldatului la Sala Albatră din 1918-1916, ceva de genul. Se întoarce acasă fără un picior, iar părinții l-așteaptă. Și bătrâna mamă, când îl vede, îi șterge lacrimile cu colțul de la șorț. Câți oameni sunt ca dumneavoastră care fac acest meșteșug și în prezent? În țară, spre exemplu, eu îi cunoașteți? Nu cunosc pe nimeni. Toate păpușile au câte un nume, de cele mai multe ori inspirat din viața de zi cu zi a satului autohton. De asemenea, sunt confecționate din textile. Le poți îmbrățișa, te poți juca, iar dacă vor cădea, nu se vor distruge. Cum arată programul dumneavoastră zilnic? Ora 5, deci la ora 5 și până seara la 1-2 eu lucrez la păpușele. De exemplu, păpușelele astea două, am început la ele la ora 5 și le-am terminat la ora 5 a doua zi. Am zis, trebuie să le termin, să fac ceva ca să încep altele. În tot timpul trebuie să-ți omori timpul cu ceva. Ar fi, dacă ar fi să stai așa, să nu faci nimic, nu știu, cap, nervii, creierul, se doboară stresul. Să uiți de probleme, de exemplu. Această meserie vă definește, cu alte cuvinte, se potrivește de minune. Exact. Considerați. Da. Dacă v-ați mai naște încă o dată, v-ați alege aceeași meserie, presupun. Aș alege aceeași meserie, să fac păpușile și cântecul popular. Îmi place folclorul, tradiția noastră. Știți să cântați? Aveți voce? Nu prea. Nu prea, dar mai în casă. La curățenie, la o păpușă câteodată mai împung, mai vorbesc cu ea, îi mai spun câte ceva la păpușe, mai... Comunicați cu păpușile. Exact, da. Pe tine să te fac blondă, să te fac ciocolată, să te fac cum? Mă gândesc, da, stă bine, nu-ți stă bine? Lasă pălăria, punem broboada, lăsăm broboada, punem o băscuță sau, eu știu, o coroniță, ceva. Care a fost prima dumneavoastră păpușă? Prima mea păpușă, când eram mică, ștuletele de porumb.
Culmea. Dacă vă spun, mergeam, luam porumb după când furam, că așa era înainte, mergeam și furam, era mică, ce aveam 6 ani, 7 ani, cu verișoara mea Mirela, încă nu dătuse boabele, de-abia dătuse mătase. Și făceam din nasturi, făceam ochii, îi băgam câte o bucățică de morcov sau lucram cu copuloare. Erați destul de inventivă și pe vremea aia. Da, exact, și îi așezam așa și vorbeam cu ei. Și eu și verișoara mea. Spunea tata, de ce l-ați luat tata, că nu vedeți că n-are dinți, porumbul, ce faceți cu el? Astea sunt păpușile noastre, deci astea au fost păpușile mele. Improvizați. În copilărie, da. N-am avut niciodată o păpușă așa de... Cum aveau copii, să zic, păpușile mele erau de porumb. Lucrați singură la ele? În mare parte lucrez singură și mai mă ajută verișoara mea, Mirela, mai mă ajută mama la pălărie, la un ilic, la ceva. Designul vestimentar al păpușilor este creat de Carmen, verișoara Adrianei. Hainele sunt atent lucrate și alege foarte minuțios accesoriile, stofele și alte detalii care ar putea completa ținuta unei jucării. Îmbrăcăm personajele. Încercăm să fie cât mai real și să fie cât mai frumoși. Dumneavoastră croșetați, nu? Da, lucrez hăinuțele împreună cu ea. Încercăm să dăm viață. Vă place ce faceți? Da, foarte mult. Adică tot ceea ce fac, fac din suflet și de plăcere. Un alt ajutor de nădejde este domnul Fritz, soțul artistei. Nu doar un partener de viață, ci și un coleg de echipă. Acesta se ocupă de tâmplărie. Construiește toate detaliile care definesc povestea fermecată a păpușilor. De la case, căruțe sau unelte agricole, toate accesoriile sunt lucrate manual de el. Această operă mi-a luat cam o lună de zile. Soțul meu, Fritz, mi-a făcut grajdul și eu am lucrat păpușile. Mă ajută foarte mult soțul. Mă face băncuțe, săni... A, deci faceți scăunele, echipă și... Da, el foarte, foarte mult. Mergem în pădure, cu, uitați că se vede, culegem lemne uscate, ciuperci uscate, scoarță de copac uscată și din scoarța de copac am o minunăție acasă superbă. E o îmbin una peste alta și bag 3 lumânări, 4 lumânări roșii cu conulețe de brad, cu... e ceva super, foarte frumos. Care este păpușa dumneavoastră preferată din toate cele expuse? Păpușile mele preferate este Nașterea Domnului. Astea sunt. Pentru că sunt născute în ajun de Crăciun, probabil că... Nimic nu este întâmplător. Exact. Mi se pare cea mai frumoasă poveste când se naște Domnul nostru Iisus. Locul unde se naște, magii care vin în întâmpinare, colindele de Crăciun, iar la fel. Categoric. E o atmosferă, cred că nu e mai frumos ca... timpul Crăciunului. Păpușile populare ale Adrianei Fritz au mare succes în Austria. Designerul participă ori de câte ori are ocazia, iar personajele ei fac furor la toate târgurile de iarnă sau cele de profil. Vizita noastră în lumea păpușilor populare se oprește aici. Ne revedem data viitoare cu alte povești la fel interesante. Pe curând!